O faci pentru cei dragi, dar mai ales o faci pentru tine, pentru că starea de bine a familiei tale depinde de sănătatea ta. Ce conține vaccinul? Să nu mai fiu tristă. Să nu mai fie școala online. Să pot să iau în brațe pe doamna învățătoare. Să pot să stau în clasă cu toți colegii mei fără mască. Mi-e foarte dor de ei. Vaccinul înseamnă să mă bucur de copilărie. Alege să te vaccinezi acum. Împreună învingem pandemia. O campanie a Guvernului României și UNICEF. Noi vorbim, spunem, ne imaginăm, dar realitatea întrece tot și imaginații și tot. Iașu, frumusețele lui naturale, a fost umbrit în anul 1941 de acest pogrom la care nimeni nu s-a așteptat, pentru că, deși eram aproape jumătate din populația Iașului evrei și cealaltă jumătate neevrei, conviețuirea în general a fost foarte frumoasă, foarte bună, dintre ajutorare. Înainte de a se întâmpla această nenorocire, era o viață normală. Nimic nu anunța această, cum se spune, acest pogrom. Cunosc puțini care s-au întors din trenurile morții, trenurile, cele două trenuri care au plecat, pare să luni, din Iași, și erau oameni cu totul și cu totul. Ne-a impresionat prin felul de a fi, de erau distruși din punct de vedere psihic, bineînțeles și fizic. La un moment dat noi spuneam că nu-s cu totul, dar erau complet distruși. Mă numesc Babici Paul, m-am născut pe 10 iunie 1957 în Iași și sunt fiul acelui Babici Paul, de același nume, tatăl meu, care este născut în Sculeni-Bălț în 1919. În iulie 1919. El era muzician, absolvent de conservator și în acea perioadă colabora foarte mult cu cei din comunitatea evrească, cu, mai ales cu artiștii de la teatru evreiesc. Era un bun cunoscător al muzicii evreiești. Și era iubit
de comunitatea evrească și solicitat la toate evenimentele importante să vină să cânte. Avea și foarte mulți prieteni evrei din diverse domenii, avocați, ingineri, profesori, studenți. Noi stăteam și în serărie, dar am avut o clădire a noastră, o clădire, o construcție, unde am avut niște chiriași și ne-am mutat în clădirea noastră de strada Apelor și o cameră am transformat-o în băcănie. Ori strada Apelor și toți ce înconjura această stradă erau cu majoritatea evrei, era cartier evreiesc și oameni foarte săraci. În Iași, majoritatea comercianților erau evrei. Acolo ai Costache Negri, Ștefan cel Mare, Lăpușneanu, Brăteanu, adică o zonă foarte întinsă a Iașului, erau magazine, cu zavodă. Și proprietarii acestor magazine erau evrei, ori aceștia aveau la rândul lor salariați, vânzători. Și vă pot spune, nu știu dacă exact anul, în orice caz, un an, doi înainte de venirea legionarilor, aveam un văr care era vitrinier, aranja vitrinile și era și vânzător. Și țiu minte și acum, nu știu cum l-am trăit, avea 6.000 de lei pe lună, salariul lui, echivalent cu costurile de acum. Ori toți aceștia, după 40, au devenit oameni săraci. Nici băgănia n-a putut să o ține prea mult, pentru că prea repede se umplea caietul unde mama trebuia să noteze, mai ales mama stătea mai mult în magazin și vedea cu mine când aveam timp, ca copil, că oamenii luau pe datorie și trebuiau la anumit timp, la jumătate de lună, la lună, să plătească. Foarte mulți o mai plăteau. Mă numesc Jacques Goldstein, sunt originar din Iași, m-am născut în 1935 dintr-o familie de evrei ieșeni cu origini din Iași. Fiind într-o zonă de graniță a țării, sigur am cunoscut începutul războiului și toate pregătirile care au fost pentru pornirea războiului. A fost primită vestea intrării României în război pe 22 iunie în lumea evrească? Nu pot să-mi dau seama. Grija noastră atunci era să nu fim bombardați. Deci tot timpul aproape stăteam în beci. Serie de zvonuri, de spuse, și anume că populația evreiască a aranjat, a organizat, a ajutat aviația rusească prin semnalizări cu lanterne și obiecte colorate în roșu, locurile de bombardare. Sigur, nu s-au dat prea multe importanță din partea populației evreiești
pentru această problemă, dar la circa o săptămână au început să se facă percheziții la domiciliul caselor, locuinților evreiești, pentru a se stabili dacă există sisteme de lanterne care să poată să facă asemenea lucruri, dacă există eșarfe sau alte obiecte colorate în roșu. Știu de treaba asta pentru că familia a luat toate măsurile necesare, că tot ce era în culoare roșie, țin minte că a fost distrus, tăiat în bucăți și distrus sub orice formă. La un moment dat știu că pe imobilele, pe curțile, pe gardurile caselor evreiești au apărut semne distincte față de celelalte case, pentru că eram în cartier populație mixtă. Trezim duminică cu o patrulă formată din ostași români, un ostaș neamț. Și agentul de poliție a cartierului, care au intrat în casă. Ce a fost până la intrare, nu știu, pentru că era ora circa 6 dimineața, eu dormeam. Am fost dat jos din pat și controlat patul. Ulterior am aflat că s-au căutat arme. Bineînțeles, lucrurile nu s-a găsit nimic și lucrurile s-au pus punct. Ulterior am aflat că evreii să meargă la poliție pentru a ridica la centrala poliției, pentru a ridica niște permise de liberă trecere. Mama a spus, ea era mai ostaș, și mama a spus tatei, n-ai ce să cauți, tu nu te duci nimic, avem buletine, noi suntem cetățeni români, n-ai ce să cauți, n-ai unde să mergi, ca tare, n-am mers. Într-o dimineață, premergătoare acestui pogrom, tatăl meu s-a dus, trebuia să se întâlnească cu niște artiști evrei la o repetiție. Acolo unde s-au întâlnit ei, în casa unde s-au întâlnit acolo, sau lângă teatru pe unde era, că nu știu exact amănuntele astea, erau toți speriați. Deja începuseră problemele. În dimineața zilei de 29 iunie, la 8:30, au venit să vă scoată din casă. Cine a venit? Erau, după cât îmi amintesc, un militar, un polițist. Militar român. Da. Și doi tineri care, nu știu, așa, îmbrăcați simplu. Și am fost clădirea, era la un zid mare de vreo 30 de metri. Și cei care erau 67 de apartamente și majoritatea evrei acolo au fost. Și ne-au întins la perete. La perete. Am stat noi așa la unul lângă altul. A fost o chestie foarte interesantă. A trecut un militar și a scos arma
și vrea să tragă în noi. În momentul ăla trece un major. Zice, soldat, tu trăiți, domn major, ai primit ordin să tragi? Nu, domn major, pleacă de aici că asta te mănâncă. Curtea marțială. Curtea marțială te mănâncă. Și soldatul a plecat. Dar el ce a zis, ce? Soldatul? De ce vrea să vă împuște? Soldatul de ce vrea să vă împuște? Ce zicea? Dar zis nimic, pur și simplu a venit, ne-a văzut în timp și el știa să vede despre ce e vorba, că suntem jidani, scoși să fim duși. El se vede că știa despre ce e vorba, a scos arma și a vrut să înceapă să scurteze, poate, pentru unii calvarul. V-au scos din casă doar bărbații sau toată familia? Bărbații. Am fost eu, tata, cumnatul, sora nu. Și deci femeile au rămas în casă? N-au fost femei. În general, n-au luat femei. Rar s-a întâmplat să fie și o femeie aia care n-a vrut să-și părăsească partenerul. Erau atât de mulți evrei strânși, că nu mai aveau camioane. O parte am înțeles că i-ar fi dus la prefectură. Dar tatăl meu nu a ajuns acolo și cu o parte din ei. Pentru că nu mai aveau loc în camioane și nu mai erau foarte mulți. I-au dus pe jos, până la gară. Tatăl meu a încercat să întrebe ce se întâmplă. Și un soldat german l-a lovit cu 4 puști în cap. Bineînțeles că i-a spart capul. Tatăl meu, fiind un om foarte pedant și elegant, avea la el 2-3 batiste, cum erau pe vremuri, nu erau cu șervețele de hârtie sau nu știu ce. Și a încercat să apansat, a stat așa, n-a mai spus nimic. Câte 10-12 în rând și cu mâinile ridicate ne-au mânat spre o direcție care noi nu știam. Și pe ce traseu ați mers spre Chestura? Deci de la sărărie 191, că așa era, sau 151 după aceea că s-au mai schimbat numerele, până la începutul Cuzavodă și am făcut dreapta pe Cuzavodă. Noi n-am știut unde ne duce, dar ceea ce se va întâmpla cu noi, am bănuit în momentul, pentru că ne-am mers cu mâinile ridicate, vreau să cunoașteți episodul ăsta, aveam și eu un cețuleț pe mână, s-a apropiat de mine. Eu eram unul, cumnatul, eu, tata, deci eram spre trotuar. S-a apropiat, când am staționat, nu știu pentru ce, s-a apropiat un plutonier major de mine, mi-a tras 2 palme, mi-a scos ceasul de la mână și mi-a spus, măi, și Dani, tot nu vei mai avea nevoie de el. Ei, toți care am auzit acest lucru, atunci am început să ne întrebăm ce înseamnă a nu mai avea nevoie de el și unde vom, nu știam unde vom fi duși. Și am mers pe tot Cuzavodă, pe Alexandria, am făcut dreapta și... Și cine vă păzea? Nu ne păzea, ne mergea lângă noi militarul sau... Nici nu ne-am dat seama, atunci eram bulversați. Ce spuneau? A spus că erau violenți verbal. Ce spuneau? Nu, jidanilor, ieșiți din casă. Ieși jidanii din casă. Ieși jidanii din casă. Ieși mai repede, mai repede, hai! Erau oameni pe marginea drumului care strigau? Nu, am văzut cadavre însă. În drum spre Chestură, au văzut din loc în loc cadavre. Împușcați sau lupiți? Poftim? Împușcați? Împușcați. Nu ne-am dat seama, morți, în orice caz cadavre. Nu ne-am dat seama că de blond, de lovituri, de... Mergeau. Iar la Notre-Dame de Sion am văzut la geam, prișirați, nemți cu aparate care ne... Când noi mergem cu mâinile ridicate, ne uitam în sus. Și am văzut cum ne fotografiază nemții. Și de pe Cuzavodă v-au dus de la Alexandrie? Am făcut pe Alexandrie,
și ne-au mânat, pot să spun, se cerea de vite spre chesturi. La chesturi erau polițiști și militari cu cravașe în mână. Și când treceai, te lovea, care erau mai înalt. Eu și tata și cumnatul, cel puțin rândul nostru, se vede că erau preocupați și au lovit alții. Noi n-am fost loviți. Dar cei care erau loviți cădeau imediat, că ei loveau aici, în spate. Că acolo s-au făcut mormane de cadavre, prin loviturile la intrare și prin împușcare, așa, aleator, sau cei care au sărit garul spre curtea chesturii. Și cei de la intrare erau în uniforme românești, da, sau și germani? Nu. German, eu n-am văzut german decât și acum sunt scările alea. Când intri la chestură, sunt scări. Aici, aici era instalată o mitralieră sau două, parcă. Astea erau deservite de nemți, după cât îmi amintesc. Ăștia singurii nemți pe care i-am văzut eu în tot decursul până am ajuns la Podivari. Ceea ce a observat tatăl meu și mi-a spus, ulterior a povestit, soldații respectivi, dacă te uitai la ei, nu vedeai nicio urmă de umanitate pe fața lor. Parcă ar fi fost băuți, drogați. Nu puteai să uitau la tine, nu vedeai nimic omenesc. O privire rea, o privire absolut satanică. Crezi că s-a terminat. Your wife, Jennifer, is it? Jess. Jess. It's been rough for a while. Pentru că nu știi cât de departe ar merge ea. I have to follow up with DU in the morning. Gonna borrow the money. Cu orice risc. Cu orice preț. Natasha Henstridge. Margaret Morrow. Jason Gerhardt. I'm gonna make your life a living hell. You have no idea. Cronica unei obsesii. Joi, de la ora 20:10 la TVR 2. Locuința ei de toamnă, iarnă, primăvară și vară e la țară. James Seymour se mută de la Boston la TVR 2. Dr. Quinn, de luni până vineri, de la ora 16. La TVR 2. Ce solicitați în memorie? Vreau să mă distrez! Cu marii maestri ai comediei românești. Fanel Bela Fonte și Stera Muscurii. Să vină! Un sezon dedicat maestrilor comediei. Celor mai iubiți maestri ai comediei românești. Hai! Fiecare vineri seara. Tu o zi pe care trebuie să o țin minte, nu? La ăia, la... Aia cu alea, cu... Gala umorului, vineri seara, la TVR 2. Doi temerari. Un strop de aventură. O singură lege, vinul. E viața. Doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor. Împreună cu fratele meu Cătălin. Împreună cu fratele meu Adrian. Vă invităm în lumea culturii. A vinului. A turismului. A enoturismului. A bucuriei.
de a trăi. Frați de viță. Cuceritori fără frontiere, cu Adrian și Cătălin Păduraru. La TVR2. De ulei Spornic, înscrie numărul bonului fiscal pe spornicîncasă.ro sau prin SMS la 1750 și ai spor la câștigat. Neovadiol compensează efectele vizibile ale menopauzei asupra pielii, apă vulcanică și proxilan. Eficacitate dovedită clinic, cu 50% mai puțină uscăciune a pielii și cu 25% mai puțin aspect de piele lăsată, hipoalergenic. Neovadiol, gama de îngrijire a pielii la menopauză. Nici o pauză la menopauză. Cu sfaturile de pe vichy.ro. E simplu să trăiești frumos. Bucură-te de România și destinațiile ei minunate alături de rozeul din Cotnari. Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor. Da, o zi grea. Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația. E mai bine? Da, și îl poți folosi de câte ori vrei. Mult mai bine cu Afomil. Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Uneori lucrurile nu sunt ideale. Dar cu un strop de inspirație le facem să iasă bine. Chiar foarte bine. Și pentru asta merităm un Golden Brown. Golden Brown, mereu inspirat. Ai ochi uscați? Ia Iridina Umectant. Sau iritați și roșii? Încearcă Iridina Revigorant. Lacrimi artificiale din extracte naturale sub formă de picături sau spray. Acum la super ofertă. Caută în farmaciile Catena pachetele Iridina 2 la preț de 1. Iridina. Se vede în ochii tăi. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectul. Am avut mereu două probleme mari. Inflamația gingivală și sensibilitatea dentară. La Calut m-a ajutat cu ambele. M-am spălat pe dinți și da, ceva este diferit. Având la bază o formulă de îngrijire sensitiv, la Calut Activ protecție gingivală și sensibilitate protejează nervul dentar și strânge și întărește gingiile. Încearcă și tu noua pastă de dinți la Calut Activ protecție gingivală și sensibilitate. Iată produsul pe care ar trebui să-l cumpere orice bărbat cu probleme de prostată. Prostagult. Dormi ore în șir, fără o trezire și din nou ai parte de multă iubire. Prostagult te ajută pentru o prostată sănătoasă. Prostagult. Votat produsul anului în categoria suplimente alimentare sănătatea prostatei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Eviți mâncarea preferată? Crema adezivă Corega Max Sigilare îți oferă cea mai puternică fixare și formează o barieră protectoare împotriva pătrunderii resturilor alimentare iritante sub proteza dentară. Cu aplicare pe zi, te bucuri din nou de mâncarea favorită. Încearcă și Corega dublă putere pentru o curățare superioară a protezei dentare. La Romstal cumperi cât ai zice click. Ia-ți aer condiționat Romstal Habitat Wi-Fi. Ai până la 40 de rate fără dobândă prin cardul de credit BRD. Soluții moderne pentru probleme moderne. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie. Cum ar fi produse de calitate la prețuri bune. Săptămâna asta la Penny găsești pepene verde la doar 1,69 lei kilogramul și coliba ciobănașului cașcaval rucăr 500 de grame la 11,99 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Hei, Eva! Hei! Ți-ai deschis nuanța părului. Partea preferată e fără reflexe galbene. Secretul tău? Violet! Noul Excellence School Creme cu tehnologie violet. Neutralizează reflexele galbene. Doar 3 pași simpli și spui adio reflexe galbene. Și firele albe? Până la 100% acoperire.
Ai prins mișcarea? Noul Excellence Cool Creme de la L'Oréal Paris. Pentru că merităm. Viața e prea scurtă să nu te bucuri de toate culorile ei. Vezi lumea cu alți ochi. Claritate maximă. Când nu vrei să ratezi nimic. Descoperă vara așa cum n-ai mai văzut-o. Cu ofertele OptiBlue. Vino acum în magazine sau pe optiblue.ro și ai până la 50% reducere la ochelarii de soare. Descoperă viața așa cum n-ai mai văzut-o cu OptiBlue. Aici, la Napolact, în inima Ardealului, facem totul așa cum se cuvine. Aproape că alegem iarba fir cu fir și apa picătură cu picătură, pentru ca văcuțele noastre să ofere cel mai pur lapte. Susținute de Societatea Română de Pediatrie. Napolact Bio. Tot ce e mai pur. Cumpără minim două produse Napolact și câștigă un premiu așa cum se cuvine. O casă în Ardeal, dar și alte premii. Alegi Bio, ai șanse duble de câștig. Detalii pe napolact.ro. Pentru egalitatea de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pădurea de Mesteceni are farmecul ei cu totul deosebit. Cât despre emisiunea noastră de astăzi, ce să vă mai spun? Nu vă rămâne decât să o urmăriți și veți vedea. Eu sunt un mare amator de pește. Pentru a afla cum putem consuma acest aliment sănătos și gustos tot timpul anului, am venit la Mihai Cosma. Bine te-am găsit, Mihai! Bine ați venit! Mihai, câtă baltă aici? Câte hectare? 12 hectare, Luciu, de apă. Și pește mult? Da, da, într-o baltă din aceasta poți să crești undeva în jur de 60 de tone de pește. Și ce feluri de pește? Deci, în orice baltă nu poți să pui un singur fel de pește. Soiul de bază, care este crapul românesc, în special aici frăsinetul, acel crap cu capul mic și cu coșat un piculeț. Aha, da. O specie românească care să aclimatizează ușor. Foarte, foarte ușor, mai ales că în zona noastră iernile sunt un piculeț mai reci da. Și îngheață de foarte multe ori, în proporție de 90%. Și ce face el iarna? Unde stă? Iarna, peștele își caută cel mai adânc loc din baltă. Dacă nu este creat de noi, de oameni, și îl creează el. O să aveți o surpriză dacă să...